Comuna Golești se află la doar câțiva kilometri de Râmnicu-Vâlcea, dar civilizația pătrunde greu aici. Doar două sate, Blidar și Aldești, au alimentare cu apă, dar nu și canalizare pe toată lungimea. Așa că atunci când plouă, oamenii nu știu dacă trebuie să se bucure sau să se îngrijoreze. Primarul Dumitru Ropină și-ar dori ca toată comuna să beneficieze de apă potabilă și de canalizare. Dar cum comuna este săracă, a depus în proiect pe celebra Ordonanță 28. Sper că acum, după proiectele care le-am făcut, am 7 proiecte depuse pe Ordonanța 28, unul pe CNI, sper să aștept să întreagă. Deși la Ministerul de Locuri mi-a spus că într-o săptămână să finalizează. M-am dus mai mult pentru... Bine, și pentru drum, că stăm ca comună, stau foarte prost cu drumurile, indiferent că le fac anul ăsta, la anul tot n-am drumuri. Pentru că așa este terenul frumos, deci pot să bag piatră cât aș băga. Într-un an de zile nici să duce tot în pământ. Oamenii tot în cizme, tot nu pot să ducă acasă cu o mașină să-și transporte ceva. Tineretul deja, mă refer la, de aici, la primărie în sus, în satele Popești, Poienița, Drăgănești, toți au plecat pe unei autobus. Din cauză, pentru că nu au condiții. Prioritate, în schimb, la dumneavoastră, înțeleg, e alimentarea cu apă și canalizarea. Da, alimentarea cu apă. Deci, deși am două sate, Budea și Aldești, care au apă, s-au legat în jur de 200 de gospodării, dar degeaba acum am apă, când spune cetățenii unde o duce. N-am canal. Nu mai zic de la 7 km de oraș, nu am un kilometru de asfalt la cele două sate. Tot prin Noroaie, tot față de comuna vecină de Budești, care stă mai bine ca mine, ca comuna Golești. Și ce vi s-a promis pe alimentare cu apă? Că înțeleg că pe canalizare nu prea aveți speranțe. Da. Bine, mi s-a spus, nu dacă la minister, în alte surse, că să renunț la unul în proiecte. Adică ori apă, ori canalizare. Păi, dacă rămâneți cu canalizarea, la ce să o folosiți, dacă n-aveți apă? Mă gândeam să rămân cu canalizarea cele două sate, dar degeaba. Pentru că eu canalizarea o am și pe Popești, și pe Opătești, și pe Gibești. Deci trebuie să merg tot, și bineînțeles că nu merg pe extinderea apă, merg pe înființarea apă, pentru că nu am sursă de apă ca să pot să alimentez de acolo. Poate era mai ușor pe extindere. Eu trebuie să fac altă gospodărie de apă. Sper să întreagă și apa și canalul, eu așa sper. Cât despre drumurile Sătești, primarul Ropină spune că ele vor trebui asfaltate, în niciun caz pietruite, pentru că ploaia aduce în vale tot stratul depus.